Bună seara și bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Teze și Antiteze Economice by CECAR. Evoluțiile economiei europene sunt conexate evoluției economiei mondiale, după cum și cele ale României sunt conexate evoluțiilor globale, să spunem. Citeam la sfârșitul anului trecut un articol în World Economic Outlook, în raportul Fondului Monetar Internațional, și care spunea într-un fel sau altul: România este tigrul Europei. Evident că, mergând în analitic vis-a-vis de aceste date, la sfârșitul anului trecut, Fondul Monetar Internațional schimba estimările privitor la anul 2018, estimările de creștere economică ale României, spunând că ritmul de creștere ce va fi înregistrat de economia României va fi de undeva la 4,4% față de media sau s-a începutul anului anterior. Lucrurile sunt oarecum interesante, pentru că întotdeauna, când vorbim de o creștere așa de mare peste media Uniunii Europene, care era estimată la 2,5%, aștepți fără nicio îndoială să trăiești mai bine. Aștept să vezi lucrurile mergând într-o direcție pe care ne-o dorim, o direcție bună, însă lucrurile par cu totul altcumva, par mai sensibile. Este oare România tigrul Europei? Poate fi România un tigru a Europei sau este doar un articol de presă? Pentru a dezbate și discuta acest subiect, am invitat alături de noi un economist local, să spun, economist al Timișoarei, care are studii atât în România, a terminat Facultatea de Economie și de Administrare Afaceri a Universității de Vest din Timișoara, a studiat în Statele Unite ale Americii o perioadă bună de timp, a lucrat într-o multinațională în domeniul consultanței, a considerat că e mai poate mai potrivit să lucreze într-un business creat, devenind astfel antreprenor. Și în ultimul rând este un cercetător în doctorat în cadrul Academiei Române. Prin urmare, îi spun bun venit domnului Bogdan Herzog. Bine ați venit și bine v-am găsit, domnule profesor Bunget. Bună seara dumneavoastră și tuturor celor care ne urmăresc pe Facebook, la televizor, sau celor care ne urmăresc în general. Este sau nu este România tigrul Europei în anul 2018? Sau va fi? Nu știu ce se înțelege prin tigru, ce vrea să ne spună FMI folosind acest termen. Probabil că a fost preluat așa din terminologia dată tigrilor asiatice, economii care au performat timp de zeci de ani, mă rog, Coreea de Sud, Taiwan, Singapore, Thailanda și așa mai departe. Și atunci, prin analogie, au căutat țările care au înregistrat recent cea mai înaltă rată de creștere a PIB-ului. Într-adevăr, în ultimul an, România a înregistrat o creștere economică, mă rog, măsura în care ea e măsurată prin creșterea PIB-ului, mai accelerată decât alte țări din Europa. Nu știu, o să discutăm împreună și o să stabilim dacă acest lucru ne califică ca și tigri, capre, zebre și alte animale. Da, acum, dincolo de... Sau lei, poate suntem chiar lei. Suntem chiar lei. Dincolo de exprimarea de a fi tigri sau de a nu fi tigri din această exprimare, discutam cu un coleg din Iași și analizând economia României, se pare că Iașu are în ultimii ani cea mai mare rată de creștere din România. Moldovenii sunt tigri adevărați. Prin urmare, nu le-a zis nimeni în viața lor că nu le-a spus tigri. Nimeni că vor fi tigri, dar se pare că există zone, să spunem, revenind la economia României, care, să spunem, a ajuns la un nivel de saturare sau un nivel maxim de creștere. Mai citeam de ună zi că PIB-ul pe locuitor în jurul Bucureștiului sau zona București este peste media europeană. Iarăși mă gândesc, unde suntem?
suntem undeva axat sau suntem pe undeva la nivelul așteptărilor? Păi, depinde din ce punct de vedere. Din punct de vedere, PIB-ul este o convenție, nu GDP, cum îi spun în engleză. Editorialiștii de la The Economist au zis la un moment dat că gross deceiving product, adică e o chestiune care te păcălește. Nu știu dacă acest indicator, PIB-ul, reprezintă sau poate să fie un indicator unic care să ne vorbească despre starea economică a unei națiuni. Pe mine sunt alți indicatori care mă interesează mai mult. De exemplu, ce se întâmplă demografic în România. Cum am scăzut de la 23 de milioane la 17 milioane. De ce, dacă suntem tigrul Europei, așa cum ne spune FMI, lumea continuă să plece din țară într-un ritm accelerat? De ce se nasc mai puțin copii decât oamenii care se duc dintre noi? Sunt chestiuni care mi se par... modul în care este generat acest PIB, cine îl generează, companii locale, companii naționale, profiturile unde merg, societatea cum beneficiază în ansamblu ei din aceste chestiuni. Poate că o să intrăm, avem timp suficient și o să putem să detaliem. Cu siguranță. Acum, dincolo de toată această dezbatere care ar putea să ne îmbete într-un fel sau altul, multă lume își pune întrebarea: de ce am ajuns aici sau cum am ajuns aici? Pentru că dacă e să dăm timpul înapoi cu vreo 20 și spre 30 de ani în urmă, la începutul anilor 90, un prim-ministru a spus că economia românească este un morman de fiare și totuși ceva a avut un sâmbure de adevăr toată această exprimare. Nu știu în ce sens, evident. Economia românească la începutul anului 90 era o economie decapitalizată și o economie fără acces la valută forte, la valută convertibilă. Mai precis, deși noi reușiserăm în anii 80 printr-un efort național, acum ar fi ingrat să-l punem acest efort exclusiv pe seama lui Ceaușescu, printr-un efort național am reușit să ne plătim datoria externă, un lucru unic în istoria recentă a omenirii. Imediat la începutul anilor 90, accesul la finanțările, noi nu aveam nici atunci finanțare externă, de fapt Ceaușescu asta a făcut, de aceea a făcut un regim de exporturi intens pentru a genera această valută cu care să-și achite creditele luate anterior, în anii 70 cel mai mult. Rămânând această restricție de acces la creditare și, pe de altă parte, România fiind ajutată să-și abandoneze piețele de export, noi am ajuns cu deficite majore imediat după 1989. În 1990 am trecut direct la un deficit major de valută și de creditare internă. Pe acest fond, accepțiunea de un morman de fiare vechi a favorizat lichidarea industriilor locale, a dat un temei moral, ca să zic, lichidarea industriilor locale treptată și acapararea acestora, lichidarea unora fizică și a altora acaparate fiind de multinaționale, de cercuri de interese și așa mai departe. Este oarecum o întrebare. Deci a fost un leitmotiv folosit psihologic, din punctul meu de vedere, mai mult decât o realitate. Sigur că, îmi cer scuze că v-am întrebat, sigur că existau industrii unde tehnologia era învechită. A existat o alocare a resurselor, ca să nu zic neapărat alocare de capital, alocarea resurselor poate eronată, poate învechită, poate planurile cincinale care s-au făcut în anii 80 nu mai corespondeau cu realitatea imediată. Au existat schimbări structurale în economia mondială pe care economia noastră, cum era așa construită, planificată, la care nu era capabilă să se ajusteze foarte simplu. Și aceste lucruri s-au răsfrânt. De exemplu, au existat schimbări majore între anii 70 și 80 din punct de vedere al prețului energiei, din punct de vedere al accesului la resurse minerale. Au apărut noi producători, în special în zona asiatică. Și închid paranteza ca să nu mă lungesc prea mult. Poate cred că cea mai bună exprimare vis-a-vis de ceea ce ar fi trebuit să se întâmple în anii 90 era nevoia de o oarecare recalibrare a economiei românești pe realitățile
intervenite la sfârșitul secolului, să spunem. De ce spun acest lucru? Pentru că istoric vorbind, dacă e să secționăm perioada după 90, prima perioadă, deși toată lumea vorbește de nevoia de finanțare, contrar dorințelor conducătorului de dinainte de 1990, care și-a dorit, gurile spun că de fapt, sau datele spun că de fapt nu și-a dorit neapărat să-și lichideze datoria externă, decât din perspectiva eliminării dependenței față de Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, pentru că există discuții că ar fi dorit să creeze o nouă bancă ce să poată permite bancă ce să poată finanța investițiile în deceniile următoare, apropo de planurile cincinale. De ce spun acest lucru? Pentru că cele mai multe sau dificultățile de fabricilor sau întreprinderilor de după 1990 erau legate efectiv de lipsa de lichidități pe fondul unei inflații galopante. Faptul că piețele s-au blocat și nu mai puteau să vândă. Ceea ce însă este foarte interesant este că, citind niște date statistice, până în 1996 s-au privatizat 11 mari întreprinderi din România. Ceea ce spune foarte mult despre ritmul de dezvoltare, să spunem, al României la vremea respectivă. Ce motive au creat această frână în ideea privatizării întreprinderilor, fie ele cu capital sau din perspectiva capitalului românesc sau capitalului străin? Care ar fi motivele? Ar trebui să întrebăm pe cei care au condus țara la momentul respectiv. Ce aș vrea, înainte să intrăm în acest lucru, vreau să subliniez că această accesul limitat pe care România, pierzându-și piețele tradiționale de export, și aici trebuie văzut în contextul prăbușirii întregului lagăr estică. Noi, de exemplu, am mai fi putut, dacă nu ar fi fost această schimbare geopolitică majoră prin prăbușirea întregului lagăr estic, noi ne-am fi putut menține o parte din piețele de export în fosta Uniune Sovietică, în RDG, în Cehia și nu numai. Noi exportam și în Libia, exportam în Irak și așa mai departe. Toți acești parteneri în Venezuela, toți acești parteneri tradiționali ai României au avut de suferit de pe urma schimbărilor geopolitice din anii 89-90. Absența, incapacitatea României de a se finanța din aceste zone tradiționale de export a fost folosită extraordinar de ăștia care acum ne declară tigri, lei și paralei, aceste instituții au șantajat guvernele României din anii 96-2000, determinând privatizarea sau închiderea, lichidarea unor industrii, unele din ele poate într-adevăr necompetitive, dar altele competitive. Și acum, ca să revin la întrebarea noastră punctuală, de ce nu s-au privatizat până în 90-96, din 90 până în 96, e destul de greu de spus. Și 7 ani s-au privatizat 11 întreprinderi. Da, ne aducem cu toții aminte. Eu de ce am făcut paralela, că prin anii 97-98, când eu m-am întors de la studiile pe care le-ați menționat din Statele Unite, era un leitmotiv permanent: domnule, dacă nu închidem, nu știu, Sidex, Galați, Petromidia și așa mai departe, ca să dăm exemple de astea mai departe de noi, nu vom primi următoarea tranșă de credite de la FMI. Vom intra în incapacitate de plată. Ne se arătau grafice și cred că erau reale. Serviciul datoriei externe mai avem în, nu știu, BNR-ul are o rezervă de câteva sute, 200-300 de milioane de dolari. Și toate aceste lucruri erau spuse la televizor, mesaje transmise publicului și economiștilor români. Din 90-96 sunt două explicații posibile. Eu nu știu care este cea adevărată, că n-am făcut parte din cercurile respective. Unu, ori au așteptat să vină altcineva să facă privatizarea. Din 90 până în 96 a fost de fapt o conducere FSN, PSDR, Ion Iliescu, Adrian Stase și, mă rog, echipa respectivă. Sau a fost nevoie de o perioadă de între 3 și 7 ani pentru o acumulare primitivă de capital la capitaliști incipienți români care să încerce
acumuleze capital și să se poată lansa în aceste industrii cu oarecare șansă de competiție cu cei externi, ceea ce, deși atunci a fost arătată ca fiind foarte negativă, nu e poate neapărat o chestie cu minus, dacă ar fi fost această strategie, adică să ne ajutăm și noi să ne creștem o elită de business locală, sau a fost pur și simplu o ezitare dată dintr-o lipsă completă de orientare și nu au știut oamenii ce să facă. Acum, între aceste două variante extreme, putem alege ce dorim. Ideea este că privatizarea atunci când a început, s-a făcut cu mâna Convenției Democratice, PNC și așa mai departe, cei care au guvernat foarte instabil între 96 și 2000, dacă ne aducem aminte, și atunci s-au făcut privatizările, din punctul meu de vedere, mai mici. Cele la care au ajuns și aceste elite de business, de sistem, dacă vreți să le spunem, locale. Ulterior, după 2000, s-au făcut privatizările mari, strategice, în special în perioada 2000-2004 și din punctul meu de vedere, acolo nu s-a negociat destul, s-a greșit, se putea face mai bine, e greu să dăm timpul înapoi, dar cert este că atunci au fost date din patrimoniul statului active care erau strategice, active care erau foarte importante pentru a avea o politică coerentă națională, o politică economică coerentă la nivel național. O să revenim și asupra acestui aspect. Mi-am să aminte de perioada de până, de care am vorbit anterior, până în 96, 94-96, și mi-am aminte de un leitmotiv al unor campanii politice care spunea nu ne vindem țara. Exact. În sensul în care lumea dorea cumva să ne păstrăm oarecare identitatea națională din perspectiva și a dezvoltării economice viitoare. Lucrul ăsta credeți că a făcut bine sau a influențat într-un fel sau altul evoluțiile? Pentru că e clar, Convenția Democratică sau Guvernul Convenției Democratice a pus oarecum în mișcare lucrurile, însă destul de firav. Bine n-a făcut, pentru că și aici ar fi trebuit făcută o distinție. Și privatizările nu le putem pune pe toate nici la plus și nici la minus. Sunt industrii unde un parteneriat sau o privatizare este indispensabilă pentru un succes, pentru că sunt industrii globale, unde sunt 7, 8, 10 jucători mari la nivel mondial. Să zicem că nu dăm nume, industria de automotive. Este foarte greu ca un brand autohton românesc să se poată lupta de la egal la egal cu firme de 100 de ani de tradiție germane, japoneze, americane. Nu e imposibil, că coreenii, de exemplu, au reușit să-și crească branduri autohtone de mare succes în toată lumea. Pentru România probabil că era mult mai greu, existau și alte constrângeri în România față de Coreea de Sud, că e o țară, dacă vine vorba de industrie și în special de automotive, îmi vine acum în minte. Însă alte industrii, cum ar fi fost industria chimică, industria bancară, energie, sunt chestiuni cheie în care România, probabil că silită de negocierile la nivel internațional, a dat totul, nu și-a mai păstrat nimica, sau aproape totul. Mai avem încă câteva companii foarte importante, să vedem ce se va întâmpla cu ele. De la ele ar putea, și aici este o mică speranță din partea mea, de la ele și de la acel fond suveran de investiții, dacă va deveni operațional, ar putea exista o speranță pentru o politică coerentă națională, pe care eu o consider indispensabilă și un instrument de strategie de securitate națională. Nu știu ce se discută în acel consiliu, cum se cheamă, Consiliul de Siguranță, Consiliul Suprem de Siguranță Națională, nu? Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Da, deci o plasă de aceasta de siguranță economică care să asigure sustenabilitatea economiei naționale în caz de criză mondială ar trebui să fie un subiect de interes pentru un astfel de organism. România la ora actuală este complet dependentă de ciclurile economice mondiale și de politicile multinaționale, care câteodată ne favorizează, cum a fost, de exemplu, anul trecut când am înregistrat cea mai mare creștere a PIB-ului la nivel mondial. Altădată, noi având politici pro-ciclice, când ciclul merge în jos, noi mergem mai jos decât restul. Deci e foarte greu de avut un echilibru în momentul în care ai predat aproape complet frâiele suveranității economice. Este clar un lucru și
lucrul ăsta se poate vedea. Companiile multinaționale operează totuși în domenii de performanță sau au țintit domeniile care puteau sau pot sau fac performanță fără nicio îndoială, însă ceea ce este foarte interesant e faptul că ele și-au negociat condiții foarte avantajoase în contractele de privatizare ale companiilor de care românești, de care vrem sau nu vrem, au rămas în picioare după 25 de ani sau după 30 de ani, pentru că vorbind strict național, foarte puține stau în picioare la ora actuală. Și este oarecum interesant faptul că aproape, nu chiar, mai mult de o treime din populația țării lucrează în aceste companii, 1,8 cam așa angajați din cei 4,8, deci destul mai mult de o treime, iar aceste companii multinaționale asigură locuri de muncă, pentru că în spatele fiecare angajat, vorbeam de indicator ce ne interesează, asigură, să spunem, nivelul de trai sau traiul mai multor persoane. Prin urmare, am eu o întrebare. Oare ce s-ar întâmpla, ce se va întâmpla dacă aceste multinaționale se vor retrage din România? Se va întâmpla un dezastru. De la ora actuală nu mai contează cum s-a ajuns aici, dacă la vremea respectivă s-au luat deciziile bune sau rele. La ora actuală economia României este total dependentă de aceste firme multinaționale și dacă 30-40 de mari firme părăsesc România, impactul va fi extrem de dur. În sensul că oamenii care mai pot să lucreze probabil că vor emigra, cei care lucrau și au experiență în aceste firme sau într-un mediu de afaceri competitiv, vor fi deficite majore la toate bugetele, de la sănătate la pensii și așa mai departe, va fi un colaps economic. Deci acum nu se poate și nici nu e de dorit să plece aceste firme. Și faptul că ele și-au negociat dur și bine pentru ele condițiile de intrare și de, nu știu, de acaparare a unor competitori români sau pur și simplu numai intrarea lor pe piața românească, nu li se poate imputa. Este normal ca o firmă străină să-și apere interesele ei și ale acționariatului ei. Nu, noi trebuie să ne apărăm interesele noastre. Dacă noi a existat contrarul, tendința contrarie la nu ne vindem țara, a fost o naivitate totală în benevolența și în benevolența capitalului străin și a firmelor străine. Adică ne-am lăsat cu totul, nu știu, o credulitate fantastică să fim dependenți de acești terți pe care îi putem influența foarte puțin. Eu noi nu putem să influențăm, în ce măsură putem influența noi din România, inclusiv politicienii și guvernul român, politicile globale a unei firme cu sediul la Hamburg sau la Londra sau la și cu o cifră de afaceri mai mare decât PIB-ul României. Exact. Deci nu avem pârghii necesare. Eventuale lucruri care se pot întâmpla, ei ne curtează pentru facilități fiscale, deci îți mai cer ceva și în plus pe lângă faptul că au acces la piața românească și la forța de muncă de aici. Și în restul n-ai ce să le faci. Anumite controle fiscale, dacă îi deranjezi prea tare, la un moment dat pleacă. Nu mai vorbim de lobby-ul politic pe care l-au la dispoziție foarte multe din aceste companii. Vorbesc de cele mari, nu de cele micuțe de 50 de oameni. Da, acum vis-a-vis de, ați atins un punct sensibil, și anume forța de muncă sau oamenii, faptul că de la 23 am ajuns la 18 milioane de locuitori, de faptul că 4 milioane de români sunt în străinătate și lucrează în străinătate. Ar fi putut guvernele României să rețină, nu 4 milioane, 1 milion de cetățeni în România? De ce spun acest lucru? Pentru că, făcând o analiză, de ce au plecat? Pentru că nu aveau de lucru sau că salariile erau mai mari în străinătate sau când rămâne. E o chestie foarte simplă. Din perspectiva oricăror, eliminând oricare alt dezavantaj, faptul că e departe de familie, faptul că oarecum există un sentiment al dezrădăcinării și așa mai departe. Acești 4 milioane de cetățeni români aflați, majoritatea sunt în Europa, fără nicio discuție, creează, să spunem, PIB, că tot am zis, creează valoare adăugată pentru țării din Uniunea Europeană. Ar fi putut oare guvernele României, prin
condițiile care ar fi putut să le negocieze cu multinaționalele din perspectiva salariilor pe care le-ar putea oferi, pentru că unul din motivele arhivehiculate de către analiștii economici din România spune că este acela că salariile au fost foarte mici și că în felul acesta, cum spuneați înainte de emisiune, țara noastră e o țară de loniști. Sau a fost, sau este, mai este încă. Sunt mai multe aspecte aici și mi-e greu să fac o sinteză din două, trei fraze. Ideea este că într-o lume în care banul primează, întotdeauna emitenții de bani, cei care pot să emită bani la bunul lor plac și au capacitatea de a impune folosirea banului pe care îl emite, a monedei pe care o emite peste tot în lume, sunt favorizați. România nu emite valută forte, emite leu și, mă rog, leu și pentru că acest leu să ajungă să fie convertibil, cu convertibilitatea pe care o are la ora actuală, au fost necesari niște pași, au fost puse niște condiții foarte dure referitor la regimul capitalului. Deci noi, într-o lume a banului, nu avem dimensiunea necesară, nu avem istoria necesară, poate nu avem nici priceperea necesară să ne luptăm de la egal la egal cu cei din New York, cu cei din Londra, cu cei din Frankfurt, cu cei de la Paris. Deci am menționat aceste locuri pentru că în aceste locuri și în special la New York se emite moneda acceptată peste tot în lume și cu cât ești mai aproape, că așa se întâmplă și geografic, cu cât ești mai aproape de ei, de aceste centre, cu atât accesul la capital este mai ieftin. Uitați-vă cu ce costuri te poți îndatora în România, poți să iei un credit și să-l folosești pentru orice, și cu ce costuri ai acces la monedă în locurile de care vorbeam înainte. Deci este foarte greu. Și pentru un antreprenor român, cum să concurezi, să zicem că facem o fabrică de orice în România, o avicolă, dacă nu altceva, și să încercăm să intrăm în competiție cu cineva care are costuri de creditare de 5 ori mai ieftine în Franța, în Danemarca sau în vestul Europei. Deci condițiile de competiție nu sunt egale, nu pornim de la egalitate. Ceea ce a determinat migrarea altfel noi n-am fi avut nicio șansă, pleca toată lumea și nu mai veneau nici multinaționale. Singura noastră șansă, dacă vreți să spunem așa, au fost niște politici date la nivel global, respectiv de mutarea unor industrii din zonele industrializate anterior din Europa de Vest și din America de Nord spre alte zone din lume, pe diferite criterii, unele mai clare, altele mai gri, dar importante și ele. Să zicem, unul așa care îl înțelege toată lumea e poluarea. Anumite industrii pe care le considerau poluante n-au vrut să le mai mențină în Germania sau în Statele Unite sau temiri unde. Și le-au mutat spre estul Europei. Și un alt motiv și singurul nostru atu la ora actuală a fost o forță de muncă relativ bine educată și dispusă să lucreze pe bani mai puțin decât cei din vest. Și atunci ei au venit aici să se folosească de acest lucru, nu ca să ne facă nouă un bine sau... nu era de așteptat. Era o naivitate să credem. Exact, este o naivitate să credem lucrul ăsta în contextul în care vorbeam de anii 90, majoritatea... Să ne facă bine nu e un criteriu economic, și dumneavoastră și eu am terminat științele economice. Da, evident, deci... e greu de evaluat făcutul de bine. Românul evaluează într-un fel, dar nu putem să spunem în emisiune. Da. Mi-am adus aminte de anii 90, când foarte mulți absolvenți de politehnică au emigrat nu numai în Europa, ci și dincolo de ocean, poate nu un milion, dar oricum foarte mulți au emigrat în Canada, unde salariile erau de departe mult mai bune decât ceea ce găseau pe piața României, în contextul în care poate nici nu toate multinaționale despre care le vedem acum erau omniprezente. Aici aș mai adăuga ceva, îmi cer scuze că vă întreb. Nu, nicio problemă. Această migrație de oameni ar fi trebuit sau poate... Dar iară poate ar fi trebuit și noi n-am avut structura politică necesară în Europa de să încercăm să ne corelăm eforturile, pentru că prin situația asemănătoare au trecut și bulgarii, și polonezii, și maghiarii, cehii, unii mai, într-o proporție mai mare sau mai mică, la noi în cea mai mare proporție.
ar fi trebuit poate să cerem acestor țări de destinație pentru emigranții români, să le cerem să ne ramburseze măcar costurile sau o parte din costurile cu educarea acestei forțe de muncă. Statul român a investit zeci de ani de, nu știu, între 12 clase și 16 clase sau și mai mult de educație pentru tinerii români care ulterior n-au stat nici măcar un an sau doi să producă în România. Același lucru se întâmplă acum cu absolvenții de medicină, sigur. Deci nu e normal. Noi am pregătit, le-am făcut un bine exportând forță de muncă acestor țări care se grăbesc să, mă rog, ele își văd interesul. Da, s-a exportat foarte mult, exportat în sensul bun al cuvântului, foarte multă investiție pe care statul român a făcut-o în acești tineri, nu numai pe băncile facultății, pentru că o să spunem 5 ani, ci în tot ciclul. Și aceste investiții au fost enorme și nu au fost niciodată cuantificate. Lucrul ăsta este foarte trist. Însă multinaționale, revenind puțin, opinia mea este că ele au fost și sunt în continuare motorul creșterii salariale, pentru că în contextul în care ele nu mai găsesc o forță de muncă epuizată, practic la ora actuală, ce spuneați dumneavoastră despre piramida populației și faptul că ar trebui să existe o piramidă, ea arată acum ca un doner kebab, deci în sensul acesta arată, dacă ne uităm pe ceea ce înseamnă populația României, au epuizat practic forța de muncă și caută cu disperare într-un fel sau altul forță de muncă pe care să o introducă în circuitul productiv. Dacă e să ne gândim la toate multinaționalele din zona de vest, ele sunt deficitare la acest capitol. Deci, fără nicio discuție, vorbesc doar, să spun, doar de zona noastră a contabililor, unde faptul că sunt în Timișoara câteva servisuri care angajează sute de contabili are o incidență nu numai mare asupra salariului, ci și asupra calității absolvenților pe care noi trebuie să îi pregătim, pentru că la un moment dat ele, aceste multinaționale, sentimentul meu că absorb orice sau aproape orice, nu chiar că așa. Tinerii nu mai învață pentru că știu că oricum vor fi angajați? Asta este o problemă, să spunem, pentru că va scădea nivelul de pregătire. Sau oare avem nevoie de astfel de situație? Eu sunt sigur că ele vor investi, vor fi nevoite, pentru că a spus de domenii care nu au fost ajutate în România. Evident că educația și sănătatea ultimilor 29 de ani, aceste două domenii nu au fost susținute în mod evident de către stat. În mod evident și prin alocări, dar și prin politici educaționale adecvate sau în domeniul sănătății adecvate, pentru că emigrează medicii, învățătorii sunt prost plătiți. M-am gândit acum, în timpul zic că, bun, industria IT a beneficiat în ultimii ani de un suport indirect prin reducerea de impozit pe salarii. Oare de ce n-ar fi trebuit făcut lucrul ăsta și pentru medici sau pentru învățători, profesori preuniversitari, pentru că universitățile compozite au mari probleme în a atrage, să spunem, candidați care să fie apoi reorientați spre învățământul liceal, unde este clar că acolo e o problemă. Da, ce să spunem? De ce să fie reduși numai la medici, la învățători și la IT și să rămânem numai eu și cu dumneavoastră să plătim impozite? Și cu cei care de la televiziuni sau din mass media. E greu să faci așa o discriminare, fie și pozitivă, în favoarea unei pături profesionale. Eu sunt de acord că învățătorii, dascăli în general și medicii merită să fie bine plătiți, dar la modul cel mai sincer, am o părere proastă despre sistemul de învățământ românesc și despre sistemul medical românesc. Că nu oamenii și sistemul cum funcționează el acum, nu știu dacă merită mult mai mulți bani decât... Sunt oameni care individual merită să câștige mai mult de 1500 de lei, 2000 de lei sau cât câștigă. Dar sistemul în sine mi se pare o gaură fără fund. Adică dacă banii sunt distribuiți tot așa către universități și către din învățământul primar și gimnazial, cred că nu sunt suficient de concentrate unitățile de învățământ. Dar în sistemul de învățământ superior, părerea mea e că se și pierd și se risipesc foarte mulți bani. Nu comentez aici pentru că sunt direct implicat și atunci conflict de interese. Conflict de interese.
iarăși m-am uitat pe niște cifre, pe niște cifre care spun că și tot timpul și guvernanții au scos în ultima vreme acest aspect vis-a-vis de profiturile pe care le înregistrează sau sunt taxate, profiturile multinaționale taxate în România. Făcând o medie, deși media nu e totdeauna cea mai relevant, un indicator relevant, se spune că rata medie de, de profitabilitate a multinaționalelor e undeva la 3%. Ceea ce mie îmi spune că o rată de rentabilitate, o rată a rentabilității capitalului este, mă conduce la concluzia că acestea, multinaționale, își vor recupera în jur de vreo 30 de ani investițiile făcute în România. E drept că investițiile directe ale ultimilor ani au scăzut, nu putem compara cu cele 9,5 miliarde euro făcuți în 2008. Probabil nu ne vom mai întâlni cu 2008 în viața mea. Eu nu cred că vom mai întâlni. Se spune că totuși aceste investiții făcute în România cu o rată medie este insuficient. Rata medie de 3% este insuficientă din perspectiva așteptărilor guvernelor României. Este? Eu nu cred în aceste cifre. Aș vrea să știu cum sunt calculate. Ele se vehiculează și evident, sunt rapoarte. Apar în presă de obicei. Ziariștii, înțeleg, au destul de puțin dintre ei specializare economică și cei care au specializare economică, lucrurile sunt făcute, sunt mai mult la nivel propagandistic decât la nivel științific. Dar aș vrea să știu pe ce se fundamentează aceste rate de 3%. Eu nu cred în ele, nu cred că cine vine în România să facă producție se gândește la o strategie de 30 de ani și sunt convins că au alte modalități de ocultare, ca să folosesc un termen așa mai simpatic, da. Sau, mă rog, de transferare a profitului sub o formă sau alta. Eu s-am vrut în discuție pentru că 30%, apropo de informații, da. Par pentru orice economist rațional cifre care nu spun adevăr. Nici măcar cei care vin să investească în imobiliare sau în și mai, să zic, un element și de mai mare siguranță, în agricultură. Adică niște chestii foarte strategice, palpabile, nesupuse sau în puține cazuri supuse unor variații de, nu știu, de piață. Nici aceștia nu au niște termene de expectanță de 30 de ani de repatriere a profitului. Ceea ce este clar este că ele înregistrează profituri și lucrul ăsta, majoritatea din, cred că 80% din... Transferă profitul în alte modalități. Din operațiunile pe care le efectuează în România. Mi-am să aminte acum de Irlanda. Irlanda, în momentul intrării în Uniunea Europeană, era una dintre cele mai sărace țări. Acum este una dintre cele mai bogate țări. Problema cea mai... sau ce a creat, se spune, un val de redirecționare sau de creștere este redirecționarea profiturilor către Irlanda, unde taxa impozitul pe profit este destul de redus. Este și termenul ăsta de bogăție. Acum îmi cer scuze că o să toate termenele pe care le folosiți eu le pun sub semnul întrebării. Ce înseamnă bogăția asta? Adică credeți că irlandezii acum sunt printre europenii care trăiesc cel mai bine și la momentul intrării în Uniunea Europeană trăiau mult mai prost? De ce vă pun această întrebare? Pentru că vin cu următoarea statistică. În Germania, care e considerată, dacă România e tigru sau un pui de tigru sau ce e, Germania e cumva leu Uniunii Europene. Și populația din Germania, în ciuda a ceea ce se crede în sudul Europei și în estul Europei, nu trăiește grozav. E adevărat că au salarii mai mari, însă costurile vieții sunt în mod clar superioare celor costurilor de aici. Și ca un indicator important, aceea zic, eu încerc să ies din zona asta monetară unde lucrurile se inflatează, asemenea fenomenului economic, foarte ușor. De exemplu, Germania este țara din Europa cu cel mai mic număr, cu procentul cel mai mic de populație care își are locuință, are locuință proprietate personală. Nemții trăiesc în chirie, spre deosebire de români, care în proporție de
spre 90%, poate și mai mult, dacă ține bine minte statisticile, trăiesc totuși în apartamentele și casele lor. Atunci, de ce considerăm că germanii sunt bogați? Că lor le rămân, după ce își plătesc toate, nu știu, cheltuielile, chirie, curent și așa mai departe, le rămâne în medie 300, 400, 500 de euro și românilor rămân 200? Nu știu ce să spun. E o chestie de educație, în fapt. Fiecare înțelege într-un fel sau altul modul de a trăi. Sunt sigur că dacă ei au fost educați în spiritul în care spun, eu stau în chirie pentru că mi-asigur mai multă mobilitate. Nu e numai o chestie de educație. E o chestie și de costuri, pentru că pe ei costă, nu credeți că nemții n-ar vrea să stea și ei, că sunt atât de diferiți de noi? Sunt diferiți într-o anumită măsură, nu chiar așa de diferiți. Și ei ar vrea să fie proprietarii propriilor locuințelor în care stau. Dar nu-și permit, pentru că acolo apartamentele sunt de 5, 6, 10 ori mai scumpe decât la noi. România. De-aia vă zic, e destul de... Diferențele de nivel de trai nu sunt așa de mari cum le arată statisticile. Și nouă, celor din zonele astea venite mai recent, din Uniunea Europeană, încă ne sunt arătate ca un țel, uite, bogații Europei, nu știu, germanii, irlandezii, suedezii, dacă te uiți la nivelul de trai și, mă rog, nu mai vorbim și de chestiile care țin de modul de percepere a existenței, de cum te întâlnești cu prietenii, de calitatea vieții, nu știu. S-ar putea să fie acolo calitatea vieții mai bună, dar nu este o diferență chiar așa de mare cum ni se arată din credeți statistici. Credeți că există, sau apropo de statistici, credeți că există o diferență de productivitate mare între România și Germania, apropo de, sau alte țară a Uniunii Europene, nu neapărat Germania, dar am putea să spunem cele din țările emergente, Polonia, Ungaria, Cehia, de ce sunt? Că într-un fel sau altul de ele ne legăm, deși teoretica populației. De ce ar fi dată această diferență de productivitate, de echipamente superioare pe care ei sunt capabili să le folosească și noi nu, că nu suntem suficient de educați sau din cauza că aceste echipamente nu sunt aduse în România, de cine ar trebui să le aducă? Păi tot firmele multinaționale, că despre ele vorbeam înainte. Ca administrație, într-adevăr, cred că noi suntem mai prost organizați. Sincer, îmi vine greu să cred că administrația germană, deși nici aia nu mai e cum ne imaginăm noi, nu cred că e administrată cam cum sunt administrate județele și comunele României. Dar, în rest, o firmă care, am zis că nu dăm nume, tot mă mâncă limba, da, să spun. Da. O firmă care are 5.000 de angajați în Timișoara și are 5.000 de angajați în Mexic și 5.000 de angajați în Statele Unite, nu văd de ce le-ar da românilor să lucreze cu echipamente mai proaste sau nu văd de ce n-ar investi minimal în așa fel încât românii să poată să ajungă la un nivel de productivitate similar cu cel al forței de muncă din Mexic sau din Statele Unite. Nu cred. Și dacă eram inferior ca și capacitate de învățare și a capacității de a pune în practică aceste lucruri, fiți convins că n-ar fi venit. Eu sunt sigur asta. De ce? Pentru că dacă începuturile multinaționale în România au fost legate de ușurința, să nu spun neapărat ieftinul companiilor pe care le-au pornit din zero sau poate le-au și cumpărat, pentru că discutăm de două tipuri. În prezent constat că ele sunt prezente sau vin în România tocmai pentru că își doresc să externalizeze o parte din serviciile pe care le dezvoltaseră în țările în Europa de Est. Și dacă ne-am gândit bine la aceeași companie care are extinsă peste tot în lume, auzi fără nicio zic și caută să dezvolte un Global Business Services în Timișoara de 200 și 400 de persoane. Ceea ce spune foarte mult de nevoia sau de statusul populației din zona asta, să spunem, pentru că din asta suntem noi în contact. Însă, mai am o observație. Eu cred că România nu poate să meargă în trei pistoane, să spunem. București, Cluj și Timișoara, indiferent în ce ordine o luăm. E nevoie și de alte zone. Acum, iarăși, apropo de media, spune, ne-am trecut ca alpații pentru că lumea este într-un fel sau populația este într-un anume fel. Credeți că există sau mai există loc spre a se dezvolta și alte poluri de interes în România? Eu cred că da. Cred că
și la Iași și poate și la Craiova se poate face industrie și există forță de muncă, tineri care vor să lucreze fără să vrea să plece de acasă. Sunt destul de sceptic cu referire la capacitatea orașelor mici din România de a se adapta la ceea ce se întâmplă pe piața forței de muncă. Și sigur, România are aceste aturi de care vorbea la un moment dat și Călin Georgescu, apă, hrană, energie, care sunt importante și aceste aturi naționale ale României nu sunt date de cele trei pistoane de care vorbeați dumneavoastră, nu? Avem o țară cu un potențial agricol important, acum nu spunem din nou că există grânarul Europei sau al omenirii, dar este o țară în care se poate face agricultură destul de bine. Dumneavoastră știți și ați venit în contact cu oameni de afaceri de toate națiile, austrieci, danezi, germani, francezi, care au cumpărat suprafețe importante aici în vestul României. Nici nu au cumpărat ca să ne facă nouă un bine și au făcut niște calcule, au văzut că prețul terenului la momentul în care ei au cumpărat a fost net inferior față de valorile care se vehiculează în țările lor de baștină. Au calculat și ei niște randamente agricole, unii au performat mai bine, unii mai puțin. Iar e o țară în afara siturilor industriale vechi, de gen Copșa Mică, și e o țară unde nivelul de poluare nu este atât de important ca și, sau de poluare istorică, să-i spunem, nu este la fel de mare ca și în vestul Europei. E o țară, de exemplu, am discutat înainte de emisiune, eu am venit în decembrie, m-am întors din Asia după o scurtă incursiune acolo. Deci lucrurile sunt șocante când vii înapoi, mai ales în estul Europei, încep să vezi câmpuri, încep să vezi exploatații agricole. În Hong Kong, unde am fost eu, e orașul și zona cu cea mai mare densitate de populație din lume. Bangkokul, din nou, este un oraș care are populația României, are 17 milioane de locuitori, mulți nedocumentați. Și atunci când vii și te uiți la noi așa și vezi câmpuri, vezi dealuri, spații, îți dai seama că aceasta e o valoare fantastică pe care noi nu știu dacă la ora actuală o percepem și suntem capabili să o protejăm la modul real. Și aici ar trebui statul fără doar și poate să intervină și să aibă o politică națională în aceste domenii cheie, în domeniul proprietății terenurilor, în domeniul strategiei agricole, în domeniul strategiei energetice, și aici ne lipsesc. Deci asta aș vrea. Nu mai putem da timpul înapoi. Nu mai contează sau prea puțin contează acum dacă în 90 industria românească era sau nu un morman de fiare vechi. Dar ce putem face acum? Avem o strategie coerentă. Eu nu o simt. Poate că există. Identificați anumite direcții sau zone asupra căruia statul ar trebui să intervină, apropo de teoriile economice. Se pare că teoria keynesistă revine într-un fel sau altul și statul este trebuie să devină unul din actorii importanți, se spune. Absența statului și toată teoria absenței statului, dezvoltată inițial de Adam Smith, David Ricardo și așa mai departe, și aceea a fost o teorie dezvoltată cu interes de către proprietarii de capitaluri. Adică absența statului, absența elementului regulator, îi favorizează pe acești mari posesori de capitaluri. Ei de aceea îți predică, domnule, să nu intre statul, pentru că lor nu le convine. Ei vor să facă legea și să facă legea lor esențială fiind profitul maxim. Statul trebuie să aibă un rol strategic și un rol regulator al acestor elemente. Ei, sigur, ei nu ne predică așa. Zic, nu, domnule, statul nu mă strică, absorbe resurse, denaturează cicluri economice și așa mai departe. Identificați anume zone. E o teorie interesată, asta vreau să vă zic. Nu e... Există sau identificați pentru România anumite zone în care statul ar trebui să acorde o atenție specială, hai să spunem la modul direct specială? Zona bancară, unde noi la ora actuală nu avem o bancă mare românească. Mă rog, Banca Transilvania. De ce anume? Pentru că credeți am fost obligați să privatizăm toate băncile mai românești. A fost condiția ale aderării noastre la Uniunea Europeană. BCR-ul a fost dat la austrieci, BRD-ul a fost dat la francezi, Raiffeisen-ul a fost privatizat după ce... Banca Agricolă. Exact, după ce s-au cedat anumite pasive ale băncii agricole. CECO a rămas, dar CECO nu este foarte... nu deține active care să schimbe natura domeniului bancar.
Banca Transilvania. Acum, dar Banca Transilvania e un mix de capital privat românesc cu BERT, cu tot felul de organisme de astea, care cu siguranță au un cuvânt determinant de spus. Cu siguranță. Deci, domeniul bancar ar fi, ce aș spune, domeniul energiei și aici un rol foarte important îl văd pentru hidroelectrica și pentru companiile care fac transportul de electricitate și pentru cei care fac distribuție. Domeniul transportului și producției de gaze, deci tot ce ține de energie este, după părerea mea, foarte important și domeniul agricol. Și apă. Da, apă, să spunem, apă le legăm oarecum cu energie și cu hrană. Acestea sunt domenii cheie și cu o bancă mare, cu capital românesc, deja am avea un embrion de strategie națională economică. Credeți că Banca Națională nu va mai putea susține sau politicile financiare promovate de banca, susținute de Banca Națională într-un context viitor, nu vor fi suficiente, să spunem, pentru a servi, să spun, statului din perspectiva controlului, nu numai inflației, și controlul economic în general? Nu cunosc suficient de bine presiunile la care este supusă Banca Națională. Nu sunt, deși am participat inclusiv la colocvii organizate de Banca Națională, nu mi-e clară strategia lor cu privire la intrarea sau nu în zona euro. Am participat, de exemplu, la colocvii organizate de ei în care se spunea, se făcea o analiză comparativă a criteriilor, a macrocriteriilor economice necesare aderării la zona euro. Iar conferențiarul respectiv ne vorbea, domnule, parametrii sunt între 1 și 3%, noi avem 4%. Nu ne spunea, ar fi bine să intrăm în zona euro, care sunt riscurile, de ce am vrea să intrăm, de ce n-ar fi bine să intrăm. Deci aceste subiecte sunt evitate în analiza economică profundă, nu vorbesc de ziariști, vorbesc de analiști și de strategi economici la nivel național. Și atunci ești tot timpul pus în fața faptului împlinit, ți se prezintă sloganuri de acestea gen aștia care au spus, ca să clarificăm, deci cei care au zis că România e un morman de fiare vechi sunt aceiași cu cei care zic acum că România e tigrul Europei, nu e nicio diferență. Petrică Roman pe filiera respectivă a ajuns mare și tare în România, da. Tot ne orientăm sau privim spre Europa și foarte România, vorbea apropo de tigrul Europei. Atunci, eu mă gândesc așa, deja am început să gândesc mai complicat și domnule, de ce ne laudă ăștia? Înseamnă că facem ceva rău, facem ceva prea bine pentru ei dacă le laudă. Da, ne uităm tot timpul spre Europa și tot timpul ne se aduce în discuție în contextul în care vorbim de economia românească, de noțiunea de globalizare. Acum m-am gândit care sunt primele trei mari companii din România, așa, și constat că ele, din primele trei, două sunt multinaționale, fără nicio discuție, și una, într-adevăr, din transporturi, e companie românească sau grup românesc, una este industria petrolului și una este în industria automotive, să spunem. Și mă gândeam acum, toate sunt orientate aproape, în totalitate, spre Europa. Dar gândindu-ne iarăși la industria petrolului, vorbind de fosta companie națională, mă gândeam la vecinii noștri și iarăși discuția noastră anterioară. Ungaria deține control asupra companiei naționale de petrol. Deci, de ce ar trebui să ne orientăm spre industria petrolului sau industria petrolului și gazelor, că ele sunt legate oarecum? Și de ce trebuie să nu ignorăm relația cu Rusia? Nu e vorba numai de relația cu Rusia. Noi trebuie să nu ignorăm relațiile cu toate centrele economice puternice din lume și față de Rusia, un centru mult mai important, de exemplu, e China. Și China e un Rusia acum și datorită presiunilor externe e constrânsă și nu e un actor economic foarte important, cu excepția zonelor de, în exterior vorbesc, cu excepția zonelor de energie, conducte de gaz și așa mai departe. Mă rog, mai au ei niște zone de interes în industria metalurgică. Însă chinezii investesc, cumpără peste tot în lume, indirect orice. Au ajuns orice.
inclusiv, și dezvoltă, inclusiv infrastructură, dezvoltă cale ferată, de exemplu, între Belgrad și Budapesta, cumpără portul Pireu. Deci au o strategie de asta, One Belt, One Road, oborul, cum îi spun ei, nou drum al mătăsii, cum mai e cunoscut, de a lega producătorii chinezi de piețele din Europa și nu, și nu numai, din întreaga lume. Sunt mai multe zone de putere economică foarte importante pe care noi acum le ignorăm pentru o strategie orientată, nici măcar nu știu de cine, cred că de firmele multinaționale care sunt deja prezente aici, exclusiv spre o anumită zonă. Noi nu avem de câștigat din chestiunea aceasta, ar trebui să ne echilibrăm puțin zona de orientare. Și este și inevitabil. China la ora actuală este cea mai mare economie din lume. Au depășit economia americană și anul acesta se pare că va depăși întreaga economie a zonei euro. Ca direcție, ca trend, vor crește și mai mult. Diferențele se vor accentua. Rămâne de văzut. Deci noi facem parte dintr-o periferie de Occident și ne-am pus noi singuri niște ochelari de cal care nu ne lasă să ne uităm în alte direcții. Aici mai vreau să insist. Chinezii au venit totuși indirect, au venit în agricultură, în creșterea porcilor chiar în zona noastră, au venit în zona petrolieră Constanța prin achiziție indirectă de la Kazahi. Deci ei încep să fie prezenți în România. Nici față de ei nu trebuie să fim naivi și față de ei trebuie să ne păstrăm o vedere conservatoare și să ne vedem interesul național. Adică nu avem de ce să fim sceptici cu americanii sau cu germanii și să fim naivi vis-a-vis de rus sau de chinezi. Ce încerc eu să conving lumea în zonele în care am acces, de necesitatea unei strategii naționale. Și că alții nu ne vor... Nu din răutate. Este normal ca alții să-și urmărească în primul rând interesul lor, iar pentru noi nu este normal să acceptăm că acel interes este obligatoriu și interesul nostru. Deci trebuie să gândim cu propriul cap. Este un lucru pe care îl constat în ultima vreme vis-a-vis de antreprenorii locali. Cei care în anii 90 au început o anumită afacere la o anumită vârstă și constat în ultima vreme o accentuare a procesului de concentrare sau de... Antreprenorilor care am impresia că au ajuns la un nivel de oboseală, să nu-i spun altcumva. Unde vedeți în această strategie națională antreprenor român? Pentru că se pare că, apropo de ce tip de antreprenor vorbesc, sunt cei care nu au reușit să-și vândă business-urile create sau nu s-au gândit să-și le vândă unor multinaționale pentru care erau foarte deschise sau poate erau foarte deschise, nu și-au creat eșalonul 2, probabil din familie sau profesioniști, să spunem, nu neapărat legați. Și sunt în situația în care își doresc în această perioadă să-și vândă business-urile și să iasă să se odihnească într-un fel. Îl vedeți undeva pe antreprenorul român în această strategie națională? E absent la ora actuală. N-am o percepție că statul român este un stat, cum nu e orientat pe politici macroeconomice proprii, cu atât mai puțin e orientat spre nevoile antreprenorilor români. E o mare lipsă și faptul că noi nu avem firme cu capital private, cu capital românesc crescute de la zero, care să fie active pe piața din centrul Europei, din estul Europei, pe piața mondială până la urmă, este o lipsă mare. Nu știu, provine cu siguranță și de la capacitatea redusă de finanțare la care au avut acces investitorii români, poate vine și dintr-un scepticism al românului la un anumit conservatorism, la un realism care spune până la atâta merite, de aici trebuie sau să poate mă ocup mai mult de familie. Sau atâta s-a putut, pentru că există fără nicio îndoială. Cel mai bine este să-ți dai seama când ajungi la nivelul maxim de incompetență. Da, trebuie să fii foarte inteligent să-ți dai seama de o chestiune. Fără nicio discuție. De ce am deschis acest subiect? Pentru că eu cred că în următorii 5 ani, să fiu foarte exact, a spus că nu l-ați văzut, eu nu mai văd deloc pe antreprenorul român. Cel care să ducă sau să creeze o afacere, care să o ducă să angajeze măcar... El este călărit de toate organele statului. Deci el este amendat, firmele și fiscul român
are ca obiectiv, datorită lobby-ului puternic organizat de diferite instituții și ambasade și așa mai departe, organele fiscale române și nu numai organele fiscale, și gărzi de mediu și așa mai departe, organele care reprezintă statul român, sunt foarte grijulii în comportamentul lor cu aceste firme multinaționale și sunt foarte dure cu firmele cu capital românesc, disproporționat din punctul meu de vedere, în propria noastră țară. Sunt curios dacă la unguri sau la nemți se poartă așa de cu mănuși cu eventuali antreprenori români. Da, aici e un subiect delicat, să cred spunem. Cred că e invers. E un subiect foarte delicat. Adică e normal ca, mă rog, normal ar fi să fie un mediu obiectiv și toată lumea să, tuturor să li se ofere condiții egale de competiție. Asta e ideea. Dar la noi s-a ajuns invers. La românii să fie, e mulți persecutați și discriminați, dar să intre, să fie principalele firme avute în vizor de organele fiscului românesc. Nu mi se pare corect față de antreprenorii români. Este un subiect delicat aici și probabil poate genera o nouă emisiune, fără nicio discuție, relația pe care antreprenorul român o are cu statul și cu mediul de afaceri în general și cu celelalte, pentru că e clar că dificultățile sunt mult mai evidente pentru un om lipsit de resurse și de toate natura, de toate felurile în relația cu o multinațională. Doamnelor și domnilor, cred că România va rămâne cel puțin în sufletul nostru tigrul Europei. E mult de făcut în țara asta și multe lucruri se vor întâmpla. Să sperăm că populația va crește, să sperăm că productivitatea va crește, să sperăm că produsul intern brut pe cap de locuitor va fi din ce în ce mai mare și să sperăm că odată vom fi alături de Germania, Franța, Anglia, să știu, de altă țară dezvoltată, cum așa am crezut noi, și vom ne discuta de la egal la egal. Vă mulțumesc tare mult pentru atenția pe care ne-ați acordat-o. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezența în emisiune. Stimați telespectatori, pe data viitoare. La revedere!